Lectura reprezintă primul pas spre educația fiecăruia dintre noi. Prin lectură descoperim atât povești de viață, cât și informații din diferite domenii. Fiind un proiect încurajat de jurnalistul Adrian Giurgea, Cenaclul Litart a ajuns la cea de-a doua ediție, oferind posibilitatea celor prezenți să asculte creațiile târgu mureșenilor pasionați de literatură. Într-o societate în care problemele cotidiene sunt la ordinea zilei, unde trebuie să ne adaptăm continuu cerințelor sociale, literatura și lectura sunt principalele modalități prin care ne putem deconecta de rutina zilnică, având posibilitatea de a accede la noi viziuni, noi creații. Cea de-a doua ediție a Cenaclului Literar a debutat prin vocea actorului Rudi Moca. Versurile născute din nevoia de a transmite au captat atenția publicului. Încerc să-mi adun gândurile plecate la muncă în străinătate. Toate au studii superioare. Unul e plecat în Spania, altul în Olanda, altul în Italia și unul prin Canada. Toate îmi scriu în aceeași limbă maternă, alta decât vitrega limbă ce i-a primit cu viză. Fiind un proiect care are menirea de a încuraja procesul creației literare, în cadrul Cenaclului și-au prezentat gândurile așternute în scris și reprezentanți ai tinerelor generații, așteptând critica și sfaturile specialiștilor în domeniu. Într-o cameră tixită, unde fereastra e un alt tablou printre zecile de picturi, își caută liniștea un suflet de artist. O cameră aparent sărăcăcios mobilată, care totuși are mai mult decât strictul necesar. Saltea, dulăpior și un șevalet. Decor simetric prin dezordinea creată de tablouri neterminate și pânze neviolate. Vopseluri aranjate într-un haos gândit cu grijă, pensule întărite lipite de podea. Așadar, numărul tot mai mare al celor interesați de literatură prezenți la eveniment este dovada necesității acestui domeniu cultural în viața fiecărei persoane.